se intonează imnul național al României. Oficierea serviciului religios. Gardă! Treți! Gardă pentru oficierea serviciului religios! Descoperiți! Gardă pe loc, repaus! Binecuvintează-n al preasfințite Părinte! Slavă Sfintei!
celei de o ființă și nedespărțite și de viață păcătoare trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Celestului, Domnule, Duhul adevărului, care de tutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și ne sărășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biluință binecredincioșilor creștini asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfântului Tău! Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire! Mărere-ți-e, Doamne, mărere-ți-e! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut fariseii sfat ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Și-au trimis la El pe ucenicilor împreună cu Irodiane, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a spus: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta
și inscripția de pe el. Răspuns au ei, ale cezarului. Atunci Iisus a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Mărirețe, Doamne, mărirețe, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca pe cum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cerere. Așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine, către aproapele, către țară și întru toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruiește-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care înalță popoarele, înnoiește în inimile judecătorilor, Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă-mi păstorii sufletești ai poporului tău, Duhule pădării de tine, pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume, la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe făcătorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jefuit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum i-ai auzit cu milă pe ei și rugăciunile lor le-ai primit, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele tău. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna, mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfintei Mucenițe Xenia, a cărei pomenire o face, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Doamna prefect, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor parlamentari, onorate oficialități militare și civile și distinsă adunare, un gând scurt cu prilejul zilei acestea importante. Și gândul este inspirat din Sfânta Scriptură. Înțeleptul Solomon ne zice nouă un lucru: mai fericit de doi decât de unul. Pentru că atunci când unul cade, celălalt îl ridică. Dar vai de cel singur, pentru că atunci când se prăbușește, n-are cine îl ridica. Acum acest text îl aplicăm și pe tărâmul național. Unirea de la 1859 și apoi Marea Unire de la 1 decembrie 1918 au fost o binecuvântare a cerului, pentru că frații s-au adunat toți la oaltă. Acesta este gândul, inspirat din Sfânta Scriptură: mai ferice de doi decât de unul, pentru că atunci când cade unul dintre ei, celălalt îl ridică. Și vai de cel ce singur, care atunci când cade, se prăbușește, nu mai are cine le ridica. Vă felicităm cu prilejul zilei de 24 ianuarie, când s-au unit principatele române. La mulți ani! Binecredinciosului poporul român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și satelor și armatei țării, dele Doamne zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și cu toate bunăsporire, iar asupra vrășmașilor biruință și îi păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Gardă, drept! Gardă, acoperiți! Gardă pe loc, repaus!
Adresăm invitația doamnei prefect Irina Munteanu să dea citire mesajului prim-ministrului României, domnul Marcel Ciolacu, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, preacucernici părinți, stimați reprezentanți ai Parlamentului României, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați colegi reprezentanți ai autorităților civile și militare, dragi români, în urmă cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, românii și-au unit eforturile și au pus piatra de temelie a României de azi, ca stat național, unitar și democratic. Și atunci mulți s-au opus, și în afara țării, dar și în interior. Pentru interesele lor, ar fi fost mai bine ca România să nu fie unită. 24 ianuarie a fost doar începutul unui lung drum. Viziunea liderilor de atunci nu s-a rezumat doar la unire. A urmat un val de reforme care au schimbat complet societatea românească și au avut ca principal scop reducerea inechităților sociale și îmbunătățirea condițiilor de trai. Românii au demonstrat lumii întregi că uniți își pot croi singuri soarta. Astăzi, la 165 de ani de atunci, România a intrat într-o nouă etapă a modernizării sale. O etapă care îi va permite să se dezvolte și mai mult, să crească la adevăratul său potențial. În primul rând, unirea pe care Marele Cuza și-a dorit-o și a simțit-o devine realitate prin autostrada Moldovei. Unirea economică efectivă a Moldovei cu restul țării va conduce în sfârșit la dezvoltarea rapidă a întregii zone. Apoi reformele irreversibile pe care acest guvern le-a început anul trecut permit României accesarea tuturor fondurilor din PNRR. Ne permit astfel trecerea la o nouă etapă de dezvoltare economică și socială. Există încă multe inegalități sociale care trebuie corectate. Prioritatea momentului a fost și este rezolvarea cerințelor îndreptățite ale agricultorilor și transportatorilor. Iar rolul guvernului este acela de a dialoga cu toate categoriile sociale care reclamă neajunsuri și inechități. Prin dialog vom găsi întotdeauna soluțiile necesare pentru rezolvarea lucrurilor care nu merg bine și trebuie corectate. Desigur, știm cu toții că sunt multe probleme de rezolvat. În același timp, suntem conștienți de faptul că măsurile luate de guvern pentru protejarea nivelului de trai al populației trebuie continuate. Și acest guvern le va continua. Dragi români, anul 2024 este un an extrem de dificil în care cetățenii își vor alege reprezentanții la toate nivelurile. Cu toate acestea, responsabilitatea guvernului este de a nu pune în pericol dezvoltarea țării. Pentru că interesul tuturor românilor este ca România să crească și să se dezvolte. Doar uniți putem construi o Românie echitabilă. Și tot uniți vom depăși cu bine provocările acestui an. Așa să ne ajute Dumnezeu. Îl invităm pe domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să ia cuvântul. Românilor, naționalitatea română este întemeiată. Unirea este îndeplinită. Acest fapt măreț, dorit la generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut în alta poartă de puterile garante și s-a scris în datina națiunilor. Dumnezeul părinților noștri a fost cu țara, a fost cu noi. El a întărit silințele noastre prin înțelepciunea poporului și a condus națiunea către un falnic viitor. În zilele de 5 și 24 ianuarie ați depus toată voastră încredere în alesul nației. Ați întrunit speranțele voastre într-un singur domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiți patria, veți ști a o întări. Să trăiască România! Iași, 11 decembrie 1861, Alexandru Ioan Cuza. Este poate cel mai scurt și cel mai puternic discurs al unui șef de stat spus vreodată și să nu uitați
că în 11 decembrie 1861, pentru prima dată, un șef ales al neamului românesc a spus: trăiască România! De aceea, noi astăzi suntem aici să omagem 24 ianuarie 1859, care a pregătit România așa cum o știm noi astăzi. Spun asta pentru că începând cu 1862, în documentele oficiale apare numele de România și va fi consacrat în Constituția din 1866 pentru eternitate ca numele acestei țări să fie România. Da, se poate aplauda pentru România, bravo, inițiativă! Dragi slujeni, am început cu acest mesaj pentru că am vrut să înțelegem ce zi avem astăzi extraordinară. Distinsă doamnă prefect, distinse domnule președinte al Consiliului Județean, dragi parlamentar, domnule viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, distinse autorități civile și militare, dragi reprezentanți ai societății Avramian, veniți aici și îmbrăcați în acest minunat port popular pe care l-ați adus să-l vedem împreună, felicitări și mulțumim, dragi tineri. Și în ultimul rând, acum o să spuneți că am făcut o greșeală de protocol în al preasfinția voastră. Aș vrea să vă spun din inimă și cu drag la mulți ani, pentru că asta este o zi specială, este ziua dumneavoastră de naștere și haideți, dragi plujeni, să facem o surpriză drăguță, să cântăm așa cum știm noi din inimă, un la mulți ani pentru un al preasfinția sa. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ne păstărim cu sănătate și bucurii și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea noastră, pentru dimensiunea noastră spirituală, a clujenilor, a transilvanienilor și a românilor. Astăzi sărbătorim Unirea Principatelor Române, se mai spune că sărbătorim Mica Unire sau că sărbătorim Unirea Moldovei cu Țara Românească. Eu cred că formula corectă este, așa cum și în altă preasfinția s-a spus, Unirea Principatelor Române. De ce nu Mica Unire? Pentru că această unire a fost atât de importantă pentru neamul românesc încât nu-i bine să-i spune mică, pentru că ea a creat temelia pentru România Mare. S-a creat primul nucleu de stat românesc închegat la care românii din Banat, din Transilvania, din Bucovina, de peste Prut, au putut să aspire să știe că au posibilitatea să aibă un viitor. Acum avem, după 24 ianuarie, nu numai conștiința unității naționale, dar avem un stat românesc, un nucleu puternic în jurul căruia se vor închega după aceea celelalte provincii românești, iar 1918 vom avea cu adevărat România Mare. De aceea eu spun că este la fel de mare această unire ca importanță ca și cealaltă unire majoră, sublimă, mastrală din 1918. Să știți că nici în istorie m-am uitat la italieni și nici ei nu spun că în 1861 când s-a unit Sardinia cu cele două Sicilii și au format nucleul statului unitar italian, nu au spus că e Mica Unire, care după aceea se va desăvârși în 1871 prin unirea cu Roma și cu Veneția sau Anglia în 1707 s-a unit cu Scoția, după aceea în 1801 cu Irlanda și nu spun că una e mai importantă decât alta. Toate sunt importante aceste uniri care dau forță unei națiuni. De aceea, nici unirea Moldovei cu Țara Românească, ca asta însemna că una e mai importantă decât alta. Ambele principate au fost la fel de importante pentru a da nucleul statului românesc. Acum, vreau să mai fac referire la două elemente. Cine a făcut unirea și care sunt lecțiile acestei uniri importante din 1859? O spunem cu toată convingerea că unirea au făcut-o românii, profitând de contextul internațional și conduși de elite care s-au ridicat la înălțimea vremurilor care au fost. Conștiința națională a românilor s-a format în decursul timpului, că avem aceeași origine comună, că vorbim aceeași limbă, că avem aceleași tradiții, aceleași obiceiuri, avem aceeași religie creștin-ortodoxă, doar a fost o chestiune de timp până când această conștiință națională s-a închegat, a devenit program politic, odată cu 1821 și mai ales cu 1848, cu Revoluția Europeană și Română, când unitatea românilor a devenit tema centrală a preocupărilor noastre. Dar amintiți-vă că în 1521 scrisoarea lui Nașu
se vorbea de o țară românească. După aceea cronicarii, că e vorba de Miron Costin sau Grigore Ureche, spuneau că de la Râm ne tragem. Dimitrie Cantemir a fost primul care a spus că termenul de român acoperă pe toți locuitorii pământului românesc, oriunde ar locui ei. Deci, această conștiință națională n-a făcut altceva decât să pregătească terenul pentru unirea politică a tuturor românilor în 1859. Iar atunci, da, am profitat și de contextul internațional, pentru că înfrângerea Rusiei, războiul Crimeei, a deschis posibilitatea unirii românilor. Franța ne-a susținut din primul moment. Chiar atunci, la Congresul de la Paris, Contele Walewski a propus, ministrul de externe al Franței, a propus unirea principatelor sub un domn străin, sub un principe străin. N-a fost acceptată, pentru că atât Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro-Ungar, după aceea, sau Turcia, se opuneau, pentru că știau că dacă românii vor încheia un nucleu de stat românesc, după aceea va fi doar primul pas pentru a realiza unirea tuturor românilor. De aia s-au opus. Și atunci au decis să-i consulte pe români, să vadă ce vor românii. Și atunci, în 1857, au avut loc adunările ad hoc, de cunoaștem din istorie, la Iași și la București, și care au decis că vor unirea Moldovei cu țara românească, a țării românești cu Moldova. Asta a fost voința românilor. În 1858, anul următor, s-au adunat din nou marile puteri la Paris și au spus ce să facem, asta e voința poporului. Dar nu le putem da unirea așa cum o vor ei, pentru că devin prea puternici și, cum spuneau, repet, turcii și austriecii, devin după aceea un pericol pentru dezintegrarea noastră, că se vor uni ei împreună. Și atunci au propus să se realizeze o formă de unire a Principatelor Unite ale Moldovei cu țării românești, dar cu doi domni distinți, cu câteva structuri comune, dar fără să recunoască dreptul oficial la unire a celor două țări. Și aici intervine creativitatea românilor. Pentru că dacă acest popor a rezistat în istorie, a rezistat prin îmbinarea luptei armate cu diplomația. Am reușit să facem unirea fără o vărsare de sânge, fără o picătură de sânge. Pentru că acest popor care are creativitatea în ADN a găsit soluția aceasta magică în care, pornind de la ce au spus puterile mari, să-i pune în fața faptului împlinit, alegând același domn la Iași în 5 ianuarie și la București în 24 ianuarie. Dar nici aici n-a fost ușor. Și vorbesc doar de București, pentru că mai erau două propuneri la București. Fost domn Grigore Bibescu, care era de asemenea fost domn, sau Barbu Știrbei, erau drept candidați. Conservatorii nu acceptau unirea. Și atunci a fost înțelepciunea elitelor vremii ca prin deputatul liberal Vasile Boierescu să vină și să spună în felul următor. A ne uni asupra principiului unirii este a ne uni asupra persoanei ce reprezintă acest principiu. Această persoană este Alexandru Ioan Cuza, domnul Moldovei. Să ne unim asupra acestui nume și posteritatea ne va binecuvânta. Țara ne va întinde mâinile și conștiința noastră va fi împăcată că ne-am împlinit o dorință sfântă. De asemenea, să știți că au fost 30.000 de români în preajma Palatului de s-a decis unirea. Mobilizați de Brăteanu, s-a luat legătura cu șeful armatei, generalul Barbu Vlădoianu, pentru a nu îndepărta masele, și sub presiunea celor 30.000 de români s-a renunțat la cele două propuneri și s-a venit cu o singură propunere și au obținut 64 de voturi, toate pentru unirea românilor, și chiar pe buletinele de vot au început să scrie unii dintre deputați spre fericirea românilor, spre mărirea patriei. Iată cum elitele românilor împreună cu poporul au reușit să profite de acest moment istoric, de faptul că Rusia era slabă la acel moment, pentru că ea avea până atunci dispire putere protectare asupra principatelor române, sub suzeranitate otomană, și să dea această mare unire a românilor. Acum, n-aș încheia fără să-ți mai spun două lucruri. A fost omul vremurilor Alexandru Ioan Cuza, omul vremurilor care și-a pus totul pentru neamul lui. A participat la Revoluția din 1848, a deținut multiple funcții administrative. A fost omul care, după ce a ajuns domn, a modernizat România. Pe bună dreptate, mulți spun că Alexandru Ioan Cuza este pentru români ce a fost Bismarck pentru germani. Pentru că, doar să vă gândiți, reforma agrară cu proprietărirea țăranilor, reforma administrativă, reforma educației, pentru prima dată învățământul primar devine obligatoriu în această țară, înțelegând importanța educației pentru neamul românesc. A început construcția primei căi ferate de la București la Giurgiu, ca să nu mai vorbim de faptul că acolo s-a început modernizarea juridică a României prin primul cod civil, prin primul cod penal, după modelul napoleonian, și a dat României viziunea modernă. Și asta poate este
și spun aici și cea mai importantă lecție a Unirii, conectivitatea cu Europa. Occidentul a fost acela care ne-a sprijinit în această dimensiune europeană, iar noi am modelat această construcție a țării noastre după modelul occidental. Pentru că și elitele noastre s-au pregătit la Paris, ele au venit cu sângele Revoluției în inimi și l-au promovat în țară pentru a realiza unitatea națională. Rusia, cât a putut, ne-a ținut departe de dimensiunea Unirii. Dacă s-a putut, chiar ne-a răpit teritorii. Gândiți-vă la 1812 cu răpirea Basarabiei, gândiți-vă la faptul că imediat după unirea din 1859, în 1877, cele trei județe, Cavul, Bogdar și Ismail, ni le-a luat înapoi după ce le-am obținut în 1856, ca să nu mai vorbim de faptul că în 1940, când a profitat iarăși de un moment istoric nefavorabil României, ne-a răpit din nou Basarabia. Occidentul, în esență, a fost acela care a fost alături de noi, de dimensiunea noastră de construcția statului unitar. Am dat exemplu Franței, care a fost întotdeauna cel mai important aliat al României în formarea statului național unitar român, pornind cu Unirea Principatelor Române. Acum, despre Cuza să închei, a fost omul care, după cum știți, când a fost înlăturat în 11 februarie 1866, a plecat. A avut multiple șanse să se întoarcă în țară și după ce Carol a devenit principe și după aceea rege, dar a spus, eu nu mă întorc pentru a pune în pericol țara noastră creată. Mai bine rămân acolo unde sunt pentru că nu vreau să creez prea mult tulburi pentru români. Țării să-i fie bine este cel mai important lucru, nu mie. De asemenea, să știți că un fapt divers. El a fost înlăturat în 11 februarie 1866 și a returnat leafa care o primise pentru diferența de la 11 februarie până la sfârșitul lunii. A spus, vreau să fiu corect cu poporul român, să fiu plătit doar pentru ceea ce am făcut. Și mai mult decât atât, a fost ales de două ori deputat în lipsă, în Mehedinți. Putea să vină oricând să-și ocupe scaunul de deputat. Din nou a spus, mai bine să-i fie țării bine decât mie, pentru că ar fi creat tulburări și ar fi putut pune piedici în consolidarea statului român. Asta înseamnă să fii om de stat, să fii bărbat de stat, adevărat, să pui interesul țării, al națiunii tale, chiar dacă înlăturarea lui poate fi privit ca un act nedrept, dar a considerat că e mai bine țării decât să-i fie bine lui și după aceea știți bine că unirea n-a fost ușor de consolidat. Gândiți-vă că în aprilie a fost o mare manifestare secesionistă la Iași, în 1866, înainte de a veni Carol I, care, susținută de Rusia, dorea despărțirea principatelor române. Tot românii au fost aceia care au apărat unirea și împreună cu elitele au reușit să aducă un principe străin în România și să continuăm și să întărim unirea, obținând independența și desăvârșind la 1918 Marea Unire a Românilor, de fapt, să îndeplinim programul Revoluției de la 1848. Programul se îndeplinește în 1918, odată cu Marea Unire a tuturor românilor. Lecția Unirii din 1859, n-ar preasfinția a spus atât de minunat, unde doi puterea crește și dușmanul nu sporește, știm și noi asta. Întotdeauna vom fi puternici când vom avea o singură țară și toți vom trage la o singură țară. Putem fi oricât de diferiți, politic, de etnii diferite, cu păreri diferite, dar să nu uităm acest lucru. Avem o singură țară, așa cum avem un singur Cluj și cât timp vom ști acest lucru, această țară, acest oraș, repet, vor avea viitor și nimeni nu va putea înfrânge vreodată, așa cum istoria ne-a demonstrat că doar uniți împreună putem reuși. Și acesta e până la urmă mesajul cel mai puternic. Să reușim aici acasă pentru a fi puternici în Europa. Am demonstrat că putem reuși acasă. Vrem o țară ca afară? Haideți să facem în primul rând un oraș ca afară. Că dacă vom avea multe orașe ca afară, vom avea și o țară ca afară. Asta înseamnă să facem ceea ce spunea Iorga. Spunea Iorga că o țară se construiește cu pluguri, adică cu muncă serioasă, se construiește cu cărți, adică cu educație, se construiește cu instituții puternice, adică cu acele instituții care respectă legea și statul de drept, fără să fie partizane cu unii sau alții, se construiește cu credință în Dumnezeu, că fără Dumnezeu nimic nu poate fi construit sub soare și nu în ultimul rând se construiește o țară cu prețuirea și cu amintirea celor care au făcut să fim ceea ce suntem astăzi. De aceea suntem astăzi aici să-i prețuim pe cei care ne-au dat România și din 1862 sau din 11 decembrie 1861 spunem România și spunem pentru eternitate trăiască România! La mulți ani, România!
Ce părere aveți? Fără vă întrebare, democrație sau dictatură? Vă mulțumesc! În continuare are loc ceremonia depunerii coroanelor și jerbelor de flori. Doamnelor și domnilor, depunerile de coroane, jerbe și buchete de flori se va desfășura în conformitate cu prevederile legii 215 din 2016, adoptată de Parlamentul României. După încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane, jerbe sau buchete de flori și din partea altor entități sau persoane care doresc să exprime recunoștință și omagiu memoriei celor care au înfăptuit unirea principatelor române. Gardă, vă aliniați! Gardă, dreți! Pentru onor înainte, prezentați! Arm! Se depune o coroană de flori din partea Parlamentului României.
prețioasă dedicată aniversării Zilei Unirii Principatelor Române. Vă mulțumesc!